Red Sun este un film de scurtmetraj animat care spune povestea ultimului supraviețuitor al unei ipotetice civilizații umane. Filmul este o animație 2D realizată digital atât prin desen în virtutea tehnicii tradiționale frame by frame, cât și prin folosirea altor tehnici moderne precum puppet-ul. Scurtmetrajul este o adaptare în mediul cinematografic al unui alt proiect personal, o bandă desenată. Acțiunea din film se petrece în mare parte pe planeta Marte, ceea ce a dictat încă de la început o gamă cromatică monocromă, roșiatică. Fiecare cadru al animației a fost compus în programul Photoshop. Odată ce toate elementele au fost definite, procesul de animație a însemnat fie redesenarea cadru cu cadru în Photoshop a personajului pentru a simula mișcarea, fie manipularea elementelor în After Effects. În acest exemplu, folosind After Effects, am ajustat cadența mișcării de urcare, respectiv de coborâre, a corpului în timpul mersului. În alegerea compunerii cadrelor și a decorului a fost cel mai important ilustrarea izolării și degradării în care se află personajul principal. În montajul final, realizat în softul Premiere Pro, sunetul a avut un rol important în crearea atmosferei.